În ciuda zvonurilor care se aud tot mai frecvent în acest retur, precum că fotbalul de Liga 2 ar putea dispărea la nivel local, Valerii Sime este totuși optimist. În condițiile în care resursele financiare sunt tot mai restrânse, iar criza financiară se resimte tot mai mult, finanțatorul grupării locale susține că va merge mai departe, asemenea altor cluburi din țară. Și ce mai important, actualii antrenori deja și-au câștigat locul, atât în sufletul conducerii FC Botoșani, cât și a suporterilor botoșaneni. Fără îndeală că cuplul de antrenori Cristi și cu Marius vor rămâne la noi, clar. Adică nu mă îndoiesc că nu... Noi ne dorim să rămânem la Botoșani. Ei cred că au avut o muncă agreabilă și interesantă pentru ei la Botoșani. Valerii Sime a mai precizat că totodată din actualul lot de jucători, cel mai probabil 4-5 vor părăsi gruparea locală. Ceea ce înseamnă că tot atâția ar putea veni în probe la FC Botoșani pentru a-și câștiga posturile de titular în echipă. Însă deocamdată, în opinia patronului, prioritară este partea financiară și restanțele care trebuie achitate către jucători. Există o socoteală, cine pleacă, cine rămâne, cu acest cuplu de antrenori și ce facem mai departe. Sigur că nu ne-am pus un obiectiv, anul viitor trebuie să rupem mulți. Obiectivul este, dacă vezi, de la zi la zi. Reușim să plătim asta, pasul următor. Plătim asta, pasul următor. Pentru că sunt, adevăr, ne-am plătit doar două prime. Mai sunt decât două prime sau o primă jumătate de plătit sau două prime. Nu, o primă și ceva de plătit. După aceea sunt contracte de plătit.